Bun găsit, stimați cetățeni, dragi telespectatori. Iată, frunzăream presa de mâine, să vedem care sunt marile ei titluri, pentru că au fost trei evenimente astăzi până la urmă. Partida de la ora 19 cu Elveția de la Paris, etapa a doua la Euro 2016. Curtea Constituțională și abuzul în serviciu, dacă acesta este constituțional sau nu. Practic o să vedem că nu s-a tranșat până la capăt. Și un al treilea eveniment, excluderea rebelilor din Partidul Național Liberal. L-am văzut ceva mai devreme, a invitat pe Teodor Paleologu, deputat, dar și senatorul Cristian Bodea a avut aceeași soartă. Reacțiile lor sunt viscerale, spectaculoase, ca urmare a acestei decizii. Să începem cu meciul de la Paris, încheiat după cum se știe, 1-1. În momentul de față, România dă golgheterul competiției pe Bogdan Stancu, două goluri marcate în două meciuri, nimeni n-a mai reușit acest lucru. E adevărat, ambele din penalti. România este singura națiune din 24 care a beneficiat de lovituri de la 11 metri, nu de una, ci de două. Nici o altă țară n-a beneficiat nici măcar de un penalti la acest campionat european. Asta da, miză de pariuri, să fi jucat cineva că România are primele două penaltiuri, se îmbogățea numai dacă juca pe acest pariu. Un politician, de exemplu, că ăștia au bani buni. Pariu când prinzi ceva sau când simți că trage, atunci trebuie să pui bani foarte mulți, pentru că altfel nu merită să joci. Dincolo de asta, rezultatul sigur nu ne poate dezamăgi, așa cum pretinde presa. România-Elveția, cel mai urât meci de la Euro, scrie Adevărul. Îl vedeți aici. N-aș putea să spun asta. Noi suntem în nota echipelor de la acest campionat european. Da, jucăm îmbâxit, jucăm la mica ciupeală, evident la rezultat, cum toate celelalte echipe joacă de altfel. O altă statistică grăitoare în momentul de față ne spune că la pauza meciului Franța-Albania, 0-0 pe Stade Velodrom în Marseille, Slovacia este echipa care a marcat cele mai multe goluri la acest turneu final până acum, la ora la care vorbim, 3 goluri. Slovacii nemarcând până acum din 11 metri și nici din faze fixe. Golurile lor sunt toate din acțiune. Da, sigur, astea sunt statistici care n-au legătură neapărat cu tabloul final al competiției, pentru că sunt de moment. Ei bine, ai noștri sunt într-o situație relativ confortabilă, pentru că și-au îndeplinit obiectivul, adică au pierdut cu Franța onorabil și au scos un punct cu Elveția. Urmează să câștigăm meciul cu Albania duminica viitoare de la ora 22 la Lyon se va juca. Dacă vom câștiga, obiectivul cel mai îndrăzneț înainte de plecarea la turneul final era ăsta, 4 puncte. Franța fiind țara gazdă și marea favorită, noi nu contam pe ciupirea unui punct acolo. Albania fiind debutantă la Euro și cea mai slabă națiune pe coeficientul FIFA dintre cele prezente la turneul final, era evident de bătut. Și cu Elveția tânjam după un rezultat de egalitate care să ne ducă la acest 4 puncte, o balanță echilibrată, întrucât nu se califică doar primele două din fiecare grupă, ci și 4 locuri, 3 din 6. Deci asta înseamnă că din 24 de echipe, 16 merg mai departe. Ceea ce este o premieră pentru